Andrei și Ilina Pintilie au tot ce-și doresc. Nu le lipsește decât un copil ca să fie pe deplin fericiți. Așa că au apelat la o metodă mai neortodoxă pentru a-și împlini visul. E copilul lor. Eu doar îl port. Își doresc foarte mult să devină părinți. Am acceptat să fiu mamă surogat pentru bani. Ce mănânci aici? Niște chipsuri. Niște chipsuri? Băi, că ești nebună! Nu-mi place deloc fata asta. E băut? Hă? Ca și faci dinții. Sufla unul. Trebuie să facă exact ce-i spunem noi. Poți să priveți! Ce prostie ai făcut acum? N-am făcut nicio prostie, am fost agresată. De ce se întâmplă că nu mă ascultă? Păi te-am rugat să stai acasă. E n-am stabilită nu aici? Vreau să văd pe mama. Foarte bine, chiam-o aici. Ce faci? Se mișca copilul și am vrut să-l simt. Păi tu să nu mă faci pe mine nebună, ai înțeles? Este casa mea și vorbesc cum vreau. E nebun, nu pot să cred că a bătut-o. Vreau să mă mut aici. Nu mai, mi-e frică de el. Anita! Anita, stai! Păi tu crezi că poți să pleci când vrei, mă? Anita, deschide ușa! Anita! Nu vreau să fii tu tatăl acestui copil, ce faci, mă? Eu am nevoie de Andrei! Bă, ăsta-i copilul meu, auzi? Bă, ăsta-i copilul meu, auzi? Copilul meu! Andrei Pintilie și soția lui Irina nu pot să aibă copii. I-au propus Anitei Rarău, studentă la sociologie, să fie mamă surogat. A trecut o lună de la inseminare și fătul se dezvoltă normal. Dumnezeule, nu pot să cred, ăsta e copilul nostru! Măi, ce mă plăud, oameni! Doctorița ginecolog mi-a explicat ce înseamnă să fii mamă surogat. E copilul lor, eu doar îl port. Își doresc foarte mult să devină părinți, doar că le e frică. Să se află adevărul. Și le-ai teamă de ce o să zică lumea. Eu nici nu știu cum să-ți mulțumesc. Gata. De mâine te muți la noi. Da, dar stabilisem să mă mut abia în ultima lună. Eu și ei nu ne-am gândit să te muți de mâine. Cu toții vrem ca acest copil să fie sănătos, nu-i așa? Da, dar ar fi trebuit să mă întrebați și pe mine. Eu cred că o să te bucur, sincer. Plus de asta nu mai stai pe capul lui maica ta și la noi ai tot ce trebuie, sincer. Hai, Zidar! Ia uite. Hai, ce fain. Îmi seamănă, vei? Are capul oval ca mine. Sunt atât de fericită că vom avea un copil. A fost foarte greu să găsim o mamă surogat, dar până la urmă am reușit. Mi-am dorit încă de la început, de acum, ca Anita să se mute la noi și să ne bucurăm împreună de sarcină. Am acceptat să fiu mamă surogat pentru bani. După ce a murit tata, familia mea a avut multe datorii. Eu am fost tot mai rar pe la facultate, a fost nevoită să muncesc. Iolanda, mama Anitei, nu a fost de acord ca fiica ei să fie mamă surogat, dar știe că asta e singura soluție ca familia ei să-și plătească datoriile. Mama, poți să împachetezi și singură. Nu, lasă-mă pe mine. Nu vreau să susească ceva. Sunt sigură că o să aibă grijă de mine. Auzi? Dar de ce trebuie să te muți de acum la ei? Mai ai mult până naște. Au insistat, cred că vor să se asigure că totul o să fie bine. Dar de ce, n-au încredere în tine? Ba da, mamă, dar e vorba de copilul lor. Își fac și ei griji. Fetița mea, de ce ai făcut asta? Mama, am mai discutat. Te duci la prietena ta? Da. Auzi, dar de ce să stai atât de mult timp? Robert, nu mai întreba prostii, te rog frumos. Anita trebuie să meargă acolo pentru că trebuie să învețe pentru examene, da? O să rămâi singur în cameră. Asta ar trebui să te bucure. O să vin vizită, nu? În fiecare săptămână. După ce a murit soțul meu, n-am putut să mai plătim creditul la bancă. Avem nevoie de bani. Dar totul are o limită. Cum să porți copilul altcuiva? N-am reușit să o conving să renunțe la asta. Anita e o căpoasă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.